Centrele de permanență pentru asistență medicală intră sub lupa Ministerului Sănătății. Se va solicita suplimentarea cu peste 25 de milioane de lei a fondurilor alocate acestor unități medicale. Condiția este însă ca ele să-și îndeplinească scopul pentru care au fost create, acela de a degreva unitățile de primiri urgențe de o parte din cazuri. Ministrul Sorina Pintea s-a declarat nemulțumită de acest aspect și a vorbit chiar de desființarea centrelor neperformante. Principala problemă este însă că mulți oameni nici nu știu de existența acestor structuri. Cred că așa am fost obișnuiți cu spitalul, așa, asta e mentalitatea. N-am știut și am venit aici. Asta e mai sigur, mai la îndemâna fiecăruia, la urgență. În fiecare mare spital din țară se prezintă zilnic sute de pacienți la unitățile de primiri urgențe. Dintre aceștia, aproape jumătate ar putea primi ajutor și în altă parte. Vorbim de pacienții care au acuze minore și care, bineînțeles, se pot adresa centrelor de permanență în primă instanță. Și dacă de acolo se decide sau se constată că afecțiunile sunt de altă natură, pot fi, bineînțeles, îndrumați spre serviciul de urgență. O explicație ar fi faptul că oamenii nu știu de existența acestor centre sau nu înțeleg exact menirea lor. Cred că ar trebui popularizat mai mult centrele de permanență, ca să nu mai se aglomereze la UPU, la județean. Aceasta a și fost în primă instanță menirea acestor cabinete. Sunt unități în care medicii asigură pe timp de noapte asistență și care ar putea prelua o parte din cazurile de la UPU. Acest lucru nu se întâmplă însă, iar ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat că eficiența lor trebuie evaluată serios. Numărul prezentărilor în urgență față de aceeași perioadă anului trecut a crescut aproximativ cu 35%, ceea ce este strigător la cer, eficiență zero. Și atunci urmează să promovăm un proiect de act normativ în care să și desființăm aceste centre. Medicii de familie care operează o mare parte dintre aceste cabinete o contrazic. Se adresează tuturor categoriilor de pacienți, asigurați, neasigurați, cu domiciliu stabil în oraș, în țară, nu văd cum, nu sunt oportune. Numărul de cazuri crește de la lună la lună. 27,12 media pe zi. Pacienți. Nu sunt oportune. Medicii urgentiști ridică și o altă problemă, dotarea centrelor de permanență. La o bună parte dintre pacienți ai nevoie și de evaluări paraclinice, și imagistice, radiologie, ecografie și de laborator. Ministerul Sănătății a anunțat printr-un comunicat că va solicita suplimentarea fondurilor destinate centrelor de permanență. Se va face însă și o evaluare pentru a vedea care sunt unitățile ce nu reușesc să preia din cazurile care se prezintă la urgență. În acest moment există 352 de astfel de cabinete la nivel național care au contract cu Casa de Asigurări de Sănătate.